Ajuns deja la 16 și 35 de minute, însă e bine să le punem din nou acea întrebare. Cum muncim? Ești pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program este susținut de Kaufland. Pentru o carieră de succes, accesează cariere.kaufland.ro. Magor Cibi din nou în studio aici la Europa FM. Salut, Magor, bine ai revenit. Salut, Radu, salut toți ascultătorii și aș vrea să începem cu o întrebare. Când crezi că a fost introdus pentru prima dată într-o legislație, da, ziua de muncă de 8 ore? De 8 ore. Sincer, habar nu am să-ți răspund la întrebarea asta. Are vreo legătură cu, nu știu, cu comuniștii, când au venit ei cumva la putere sau... Instituțional, cu siguranță, în Uniunea Sovietică a fost implementată în 1917. Însă, dacă e să ne uităm, prima dată în 1593 s-a introdus ziua de muncă de 8 ore. Într-o lege creată de Filip al II-lea, care era regele Spaniei de pe vremea respectivă, care spunea că trebuie să se împartă ziua de muncă în două bucăți, o bucată de dimineață și o bucată de seară, pentru toți oamenii care construiesc fortărețe și cei care sunt în producție, adică în fabrici. Pentru că a ajuns la concluzia că după 8 ore începem să nu mai fim productivi, adică oamenii care lucrează muncă fizică încep să nu mai fie productivi și în felul ăsta a spus că se protejează și de soare, dar reușesc și să fie productiv pentru imperiu. Deci vrei să ne spui că noi lucrăm acum după un sistem, după o idee a cuiva din 1593, indiferent de cine era acel cineva, nu e puțin depășit? Adică mai merită să ne monitorizăm angajații sau împotriva angajații? Să se uite mereu la ceas, uite, gata, mai am 2 ore și îmi fac norma, pot pleca acasă? Exact asta este tema zilei de azi. Adică, de ce după 500 de ani încă suntem la nivelul în care ne uităm la timp ca o măsură singură, singulară, cumva, de a evalua performanța? Și nu ne uităm mai degrabă ce fac oamenii, ci ne uităm la cât timp petrec oamenii la birou. Și vedem acum celebrul scandal din America, unde Elon Musk a venit și a spus că se așteaptă ca oamenii să lucreze minimum 40 de ore, dar mai degrabă s-ar aștepta să stea mult mai mult la birou. Și el este un vizionar, sau cel puțin așa este perceput de foarte mulți dintre noi. Vizionar, cu siguranță, poate când vine vorba de inovație în sectorul de automobile. Mai puțin vizionar în ceea ce privește leadership-ul organizațional. Pentru că, dacă e să ne uităm iarăși istoric, prima dată am început să mărim, adică am ajuns la ziua de muncă de 14 ore, de 12 ore, ca până la urmă să ajungem la sistemul nostru practicat azi, de 8 ore. Problema cu acest sistem însă, dacă e să ne uităm la toate studiile pe care le avem la îndemână, noi lucrăm undeva mai puțin de 3 ore la... Efectiv. Efectiv, adică munca efectivă este 2 ore și 53 de minute. Și în rest cu ce ne ocupăm? Cu socializare, cu pauze de cafea, de... De când avem internet, stăm destul de mult pe internet, pe citim știri, da. Ne socializăm, stăm la cafeluță. De fapt, toate aceste activități sunt necesare ca să reușim să închegăm echipe. Dar, pe de altă parte, cât de ilogic este ca să avem organizații unde, până la urmă, noi spunem că criteriul nostru de evaluare este cât de mult reușești tu să stai la birou și nu atât de mult ce reușești să produci în acest timp. Pentru că, dacă e să ne uităm ce se întâmplă în acest moment, avem deja foarte multe studii care ne arată că în unele țări, oamenii produc în 4 zile de câte 8 ore, mai mult decât în 5 zile în care lucrează 8 ore. Deci asta înseamnă că noi am putea să optimizăm extrem de bine locurile noastre de muncă și asta ne-ar ajuta să avem un echilibru mult mai bun în general în viață. Adică work-life balance n-ar însemna că avem foarte mult work și puțină viață pe lângă, ce ar putea să însemne că reușim să ne echilibrăm și reușim să avem organizații în care ne ducem cu entuziasm dimineața. Deci ai susține săptămâna de lucru de luni până joi? Joi să începe weekendul? Cum ar veni? Nu e o soluție care se potrivește tuturor. Adică să nu uităm că totuși ziua de muncă de 8 ore a plecat din producție. Asta însemna cu câte ore stai tu mai mult în fabrică, cu atât șansele să produci mai mult crește. Însă asta în joburile noastre, unde folosim mai degrabă creierul și mult mai puțin mușchii, e contraproductiv. Adică tu, dacă trebuie să vii cu idei noi, tu dacă trebuie să ai soluții creative, s-ar putea ca 2-3 ore în plus la birou mai degrabă să dăuneze
performanței și dacă faci asta în mod repetat, intri într-un burnout și vedem că o bună parte din oamenii în acest moment este în burnout, s-ar putea ca pe termen mediu și lung performanța ta să fie aproape insignificantă. Atunci ar fi o idee bună să scurtăm programul de muncă, să nu mai fie de 8 ore, să fie de 6, să spunem. Am văzut un sistem destul de interesant în Coreea, unde ambasada Norvegiei spunea tuturor oamenilor că dacă nu reușești să termini tot ce ai de făcut până la ora 5, până când plecăm acasă, așa, înseamnă că ceva nu funcționează. Înseamnă ori că ai mult prea multă treabă și ar trebui să discuți cu managerul tău, sau înseamnă că nu ești eficient, adică nu te pricepi la anumite părți din jobul tău și iarăși ar trebui să discuți cu managerul tău. Și se considera, dacă nu există această discuție și tu în continuu pleci mai târziu de la birou, mai degrabă un semn de neasumare și de lipsă performanței. Da, există o oră ideală la care ar trebui să vii la birou? Și una la care să pleci, nu știu. Sunt foarte multe studii care arată că unii oameni lucrează mai bine dimineața, alți oameni lucrează mai mult seara. Și toată standardizarea asta care a început, cum am văzut, în secolul 16, mi se pare că distruge o bună parte din potențialul nostru productiv. Pentru că nu ne uităm la particularitățile umane. Nu ne uităm că sunt momente în care unii oameni de ai noștri performează foarte bine, iar alții mult mai puțin bine. Și dacă reușim să ne uităm mai degrabă la oameni, mai degrabă să generăm o claritate, pentru că o bună sau o mare problemă cu standardizarea este că îți permite în management, în leadership, să nu ai nevoie de claritate. În momentul în care vrei să monitorizezi performanța, este nevoie să știi exact care e așteptarea ta de la oamenii tăi. Deci să te uiți la rezultate cumva, mai puțin la orele pe care respectivul le petrece în fața biroului, da? Sau la birou. Trebuie să te uiți la rezultate și trebuie să te uiți la comportamente. Trebuie să-ți fie clar, ca și lider sau ca și manager, care sunt comportamentele așteptate din partea oamenilor și dacă acele comportamente sunt repetate, foarte probabil rezultatele vor apărea. Și un bun prieten de al meu, de exemplu Radu Prezescu, tot timpul îmi spune că rezultatele sunt mai degrabă o consecință a acțiunilor corecte decât un scop în sine. Dacă eu am rezultate în 2 ore din cele 8, dă-mi voie să plec acasă după 2 ore sau să mă duc, nu știu, să mă duc să mă plimb prin oraș. Dacă eu îți livrez ceea ce cer de la mine în 2 ore. Și nu? Până la urmă, nu asta ar fi normalul, pentru că fiecare organizație vrea ca oamenii să livreze pentru ce au fost angajați să livreze. Așa e, dar au trecut 500 de ani, cum bine spuneai, peste treaba asta. E greu să schimbi. Dar putem începe. Mi se pare că avem această discuție în această emisiune și dacă oamenii duc mai departe această discuție în organizațiile lor, șansa ca să avem altfel de locuri de muncă crește. Magor Cib este Head of Leadership și Cultură Organizațională la Trend Consult. Mulțumesc foarte mult pentru întâlnire și pentru întâlnirea de astăzi. Ne reîntâlnim luni, săptămâna viitoare, la 16:30. Eu îți mulțumesc!